Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Pace tuturor! Aceasta este a sesiune din seria Săptămâna Patimilor. Am umblat o vreme pe urmele lui Isus în cea mai importantă săptămână din istoria lumii. Din când în când ne-am oprit, am mai tras cu urechea, cum am spus, am cugetat la ce am văzut, la ce am auzit. Am văzut și pe cei care au ovaționat pe Iisus, i-am văzut pe cei care i-au întins capcane. Iisus a trecut prin toți, a trecut prin toate, să ajungă la unul din scopurile pentru care a venit. A venit să se pună între legea lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu și noi. În după masa zilei de 14 din luna Nisan, după cum i-a spus Dumnezeu lui Moise, Mielul lui Dumnezeu a fost jertfit pentru fiecare din noi. În primul Paște, în timpul lui Moise, mielul trebuia fript întreg, fără să fie rupt. Și trebuia fript complet. Asta se putea face într-un singur fel. El era străpuns de doi pari, două țepușe. Unul îl străpungea vertical și altul orizontal și în felul ăsta era târnat pe foc. Căldura atunci pătrundea și pe lângă și prin pari ăștia era un miel crucificat prin două țepușe. Așa a fost mielul lui Dumnezeu Isus, sacrificat pentru noi, pe o cruce, pe două lemne, vertical și orizontal. Și a fost îngropat la repezeală, pentru că se apropia seara de 15 nisan, când începea sabatul cel mare, sau cel numit de scriptură sabatul cel înalt. O zi specială de sabat, așa cum Dumnezeu a poruncit lui Moise. În acel prim Sabat care a fost atunci, în acel prim Paște, ziua asta, ziua Jerfei a căzut în ziua de joi seară și sabatul cel mare a fost în vineri. Așa că intrăm în cele trei zile și trei nopți, când Isus stă în pământ, după cum Iona a stat în stomacul unui pește: noaptea de joi spre vineri, de vineri spre sâmbătă și de sâmbătă spre duminică. Fiecare din serile astea erau și începutul unor zile. Încep cele mai dificile trei zile și trei nopți. Încep, începe perioada cea mai dificilă din viața unui credincios, trei zile de așteptare, trei nopți de veghere. Ce face Dumnezeu atunci când pare să nu facă nimic? Eu vă voi spune întâi câteva lucruri mai mult pentru intelectul nostru și apoi câteva lucruri pentru sufletul nostru. Ce facem când Dumnezeu pare să nu facă nimic? Este important să înțelegem întâi că nu există clipă când Dumnezeu nu face nimic. El nu doarme, nici nu ațipește măcar. Nu poate să nu facă nimic, după cum nu poate să nu fie. Dumnezeu este, deci totdeauna face. Dar noi oamenii suntem limitați, suntem așa miopi. Nu vedem mai departe de lungul nasului, Acum, cum am putea noi vedea dincolo de universul ăsta la ce face Dumnezeu? Când Dumnezeu parcă nu face nimic, el atunci lucrează cele mai tainice minuni. Lucruri de neînțeles. Când Hristos este ascuns în mormânt, este scris că el era la lucru în cele mai adânci locuri din creație. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fusese răzvrătite odinioară pe vremea lui Noe. Acum, asta e partea mai intelectuală din ce am eu să vă spun. Sunt multe scrieri și interpretări cu privire la acest text, a zice un text mai mult decât misterios din Scriptură. Biserica tradițională, istorică, are și ea felul de interpretări. Primul lucru trebuie să fie însă cert pentru noi, absolut cert. În zilele când avem senzația că Dumnezeu tace, El de fapt spune cele mai misterioase lucruri pomenite în Scriptură. În nopțile în care credem că Hristos nu mai face nimic, El de fapt merge și face cele mai adânci și tainice fapte, fapte care până în ziua de azi dau bătaie de cap teologilor. Acum imaginați-vă! Teologii încearcă să explice tot felul de fapte și de gânduri ale lui Dumnezeu. Este probabil că textul ăsta este unul dintre cele mai dificile de explicat și fapte dificile pe care Domnul le face atunci când noi credem că El de fapt nu face nimic. În primul rând să înțelegem odată că Dumnezeu totdeauna lucrează ceva și totdeauna are dorințe de bine pentru noi. Să înțelegem că de multe ori noi nu pricepem și dacă percepem ceva, nu înțelegem bine ce face Dumnezeu, nu înțelegem de ce face, de ce nu face, de ce spune, de ce tace. Să înțelegem apoi că acele zile sunt dintre cele mai prețioase. Sunt zilele de așteptare, când în noi apar trei forțe grozave, credința, nădejdea și dragostea lui Dumnezeu. Însă, odată ce am citit textul ăsta, trebuie să ne și gândim iuțe la el, Săptămâna asta am atins câteva din ce s-a întâmplat în fiecare zi a săptămânii. Iar aici Scriptura ne spune ceva ce s-a întâmplat în aceste trei zile și trei nopți de așteptare. Trupul Domnului era în mormânt. Trupul lui a fost înviat de-abia în Duminica învierii, în noaptea dintre sâmbătă și duminică. Dar textul aici spune că în timp ce trupul era mort, Duhul lui a înviat. Și în starea asta pe care o avea Domnul înainte de întrupare, în stare duhovnicească, el s-a coborât în ceea ce Scriptura numește închisoare, ca să vestească ceva unor ființe de acolo. Ființe care erau duhovnicești, tot așa erau doar în stare sufletească, duhovnicească, nu aveau trup. Scriptura nu spune mult despre asta, dar spune ceva. Nu spune doar unor duhuri și spune unor duhuri care au fost răzvrătite de mult din vremea lui Noe, când Dumnezeu dăduse timp oamenilor să se schimbe și a așteptat cu o răbdare și o vreme îndelungată. Erau ființe duhovnicești. Ce ființe erau astea? Puteau să fi fost oameni care au murit și al căror suflet să fi fost separat de trup, așa cum va fi cu fiecare dintre noi o vreme. Puteau să fie literalmente duhuri răzvrătite, a căror o bârșie este mult, mult înainte de noi. Scriptura menționează de ființe duhovnicești în Vechiul Testament, care pe vremea aceea, pe vremea lui Moise, pe vremea lui Noe, și-au părăsit starea lor și au venit după femeile oamenilor. Se poate ca Hristos să fi transmis sau să fi propovăduit ceva și un unora și altora. Ce a propovăduit nu este scris. Dar faptul că el a așteptat până la sacrificiul său să o facă, au trecut mii de ani de la închiderea celor ființe în întuneric până în ziua asta, aștepta mii de ani până la sacrificiul său să o facă și faptul că imediat după sacrificiul său s-a dus să propovăduiască, asta ne dă de înțeles că trebuie să fi fost ceva despre jertfa lui. Ce pot spune despre jertfa lui Hristos celor care sunt deja dincolo? Ce este pentru mine ciudat este felul în care oamenii vor neapărat să interpreteze asta în acord cu denominația lor sau cu teologia lor curentă. Pentru frații ortodoxi sau catolici care sunt obișnuiți cu parastase, rugăciuni pentru morți, textul pare foarte normal. Isus a dus să propovăduiască Evanghelia tuturor celor pierduți. Textul nu spune că chiar tuturor, ci doar a celor din vremea lui Noe. Unele explicații ale lor sunt frumoase, altele sunt de-a dreptul ridicole, dar mai toate sunt explicațiile noastre, ale oamenilor, cu privire la ceva ce scriptura lasă în taină. Din istoria bisericii tradiționale sunt explicații cum că Hristos a predicat, dar s-au convertit acolo doar aceia care s-ar fi convertit dacă ar fi auzit asta când trăiau. Alții spun că s-au convertit doar cei care erau așa mai cum se cade, adică cei care trăiseră o viață curată, chiar fără credință. Dacă te muzi la evanghelici, acolo sunt alte elasticizări serioase ale textului care să se potrivească cu teologia noastră protestantă, calvinistă sau arminianistă. Protestanții sunt destul de refractari la ideea evangelizării celor ce au murit deja. Citatul acela din Biblie unde este scris este dat omului să moară odată și apoi vine judecata. Citatul ăsta este ultracitat și devine obligație chiar și pentru Dumnezeu. Și de acolo apare explicația că Isus a predicat doar în Duh, adică prin Duhul Sfânt și prin gura lui Noe. Adică textul ăsta vorbește despre propovăduirea lui Noe prin Duhul Sfânt, care a fost făcută acum mii de ani, deci prin Duhul Sfânt, deci prin Hristos. Alți protestanți spun că Hristos a dus să le facă în ciudă celor închiși, să le arate el că el a murit și a înviat în ciuda rebeliunii lor. Alții, mai calviniști, spun că apropo, a provăduit și s-au convertit și au fost convertiți doar cei aleși care nu au apucat să spună da în timpul vieții. Acum, ce mă enervează pe mine nu sunt explicațiile astea trase de păr, ci dorința nebunească a omului de a explica ceva ce nu vrea să înțeleagă sau care poate nu poate înțelege. Și eu am foarte multe lucruri care nu le pot explica. Sunt lucrurile cele mai frumoase în Biblie, sunt lucrurile pe care eu nu le pot explica. Și atunci ce fac? Păi nu le explic. Nu dau direcție unui a pierdut dacă nu am hartă sau dacă nu am habar unde e școala sau cinematograful pe care îl caută. Am să-i spun că nu știu. Ce știu însă din textul ăsta este că Dumnezeu nu se împiedică de faptul că s-a întâmplat ca eu să fiu baptist pendicostal, ortodox sau catolic. Știu că în timpul acesta de trei nopți și trei zile, Duhul lui Hristos a propovăduit jertfa lui. Poate că și învierea lui a propovăduit unor suflete sau, cum le spune Biblia, unor duhuri legate în întuneric. Mai departe nu spun pentru că nu știu. Nu știu care a fost rezultatul. Știu însă care a fost dorința și care a fost efortul și voia lui Dumnezeu. A vrut ca cei din întuneric să audă vestea bună. Și asta mie mi-este de ajuns. În zilele și nopțile când Dumnezeu pare că nu face nimic, el face ceva. Și face ceva care ne pune pe noi toți în mii de ani de gândire și de polemică. Cine spune că există timp când Dumnezeu nu face nimic, nu știe mai nimic despre Dumnezeu. Încep zilele acestea trei, trei zile și trei nopți, cele mai dificile pentru noi, oamenii. Trei zile de așteptare și trei nopți de veghere. Cea mai grea perioadă din viața de credință este asta. Perioada de așteptare. Bobul de grâu. Este pus în pământ și moare, dispare. Ce urmează? Urmează recolta? Nici vorba. Asta vine după multe, multe luni. Ce urmează? Ah, știu ce urmează. Apariția unui firișor verde, ceva nou, o înviere. Nu, asta vine, dar nu vine acum. Ce urmează? Este cea mai dificilă perioadă pentru un fermier. Zile și zile și zile de așteptare. Ți se pare că nu se întâmplă nimic, nu vezi nimic. Și totuși aștepți, nădăjduiești, speri. Ai vrea să testezi, dar nu poți. Ai vrea să dezgropi bobul, să vezi ce se întâmplă, dar dacă dezgropi, strici tot procesul. Ce ai de făcut atunci? Ai de așteptat. Cel mai dificil lucru. O omidă se pregătește să moară. Se înfășoară într-un cocon. Și acolo moare, îi zice, putrezește. Ce mai e de așteptat? Un fluture? Nu, asta e înviere. Asta vine după multe zile. Și atunci ce e de făcut acum? Păi acum am ceva ce să fac. Aștept. Cred. Nădăjduiesc. Sper. Aștept o minune, ceva dincolo de tot ce este natural. Și așteptarea asta este partea cea mai dificilă din viață. În viața fiecare dintre noi a fost sau va veni noaptea asta de joi, de vineri, de sâmbătă, când ne întrebăm și nu căpătăm răspuns, când strigi și tot ce auzi e liniște, când toate semnele din partea lui Dumnezeu au dispărut. Astea sunt zile când mulți se prăbușesc, unii se leapădă, alții pleacă încetul cu încetul politicoși, fără să-și retragă carnetul de membru, dar încetând de a mai alerga după Hristos. Care Hristos? Care Dumnezeu? Nu am niciun semn, nu mai văd nimic. Unii se revoltă și arată degete acuzatoare spre oamenii care au propovăduit și spre Dumnezeu care, zic ei, i-a înșelat. Au fost mințiți Li s-a spus că Dumnezeu ăsta pentru care au sărit un urale în ziua aceea când el a intrat la ei, cum am zice în ziua Duminicii Florilor, Dumnezeul ăsta e altceva decât li s-a spus la televizor. Altceva decât li s-a zis în biserica aia unde li s-a promis marea cu sare. Acum parcă toate au dispărut. La ce să mai stau? Ce să mai fac pe aici? Acum eu nu judec pe nimeni pentru că și eu sunt la fel. Apostolii chiar au fost la fel. Toți au fugit, iar unii au plecat chiar din oraș, spunând așa dezamăgiți, noi, noi credeam că, însă uite-te până la urmă ce a ieșit. Câtă vreme vedeam, experimentam, auzeam, puteam face față la orice, la orice. Cât am fost cu Isus, făceam față la orice atac, făceam față la orice primejdie orice furtună pe mare, orice îndrăcit care apărea între noi, orice boală, orice foame. Apostolii au trăit cu Domnul zile ferice și zile foarte primejdioase. Erau în corabie când erau să se nece și au țipat de spaimă, dar Hristos e acolo. Dacă Hristos este cu noi acolo, scăpăm de toate astea. Au sărit între ei oameni îndrăciți care îți făceau să ți se ridice părul pășirea spinării. Dar era Hristos acolo și cu un cuvânt al lui Hristos totul s-au atins de ei leproși care i-ar fi, fi înfiorat cu boala asta. Dar era Hristos acolo și Hristos curăța pe oricine. Când El e lângă noi, când Dumnezeu e lângă noi, prin semne, minuni, măcar așa pentru o privire, Simțim că putem face față la orice. David spunea în vechime cu tine mă năpustesc asupra unei oști în armate. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Dar dacă Dumnezeu nu mai e cu mine? Dacă Dumnezeul meu nu mai e chiar așa la dreapta mea, cum spune David, când el e la dreapta mea, sufletul mi se veselește, trupul se odignește în liniște, inima, inima se bucură. Dar acum, acum când nu văd, când nu simt, când nu-l aud, când el nu spune nimic, că nu face nimic vizibil. Zilele alea sunt înfiorător de grele. Nopțile când Dumnezeu tace sunt grozave. Pe câți și ai noștri am pierdut noi în nopțile astea de joi, de vineri, de sâmbătă? Pe câți dintre noi am pierdut în zilele astea de așteptare, când Dumnezeu se ascunde? Parcă este îngropat într-un mormânt. Închid ochii câteodată și văd înaintea ochilor chipul unora pe care eu, eu i-am ghidat pe Hristos într-un fel sau altul și care au plecat în zilele astea de întuneric, în zilele de așteptare. Văd fața prietenului meu, a unui învățător al meu. Văd pe fata lui, a unui prieten și învățător al meu. I-a murit tatăl de cancer. Apoi i-a murit o soră la fel. Și apoi i-a murit și surioara mică, subit, așa cu un atac cerebral în baie. Am trecut, a spus ea peste una. Am rezistat la cealaltă. A venit a treia situație. Ce să mai aștept? Mai mult de atât? Ce mai pot să aștept? Nu mai vreau să aștept. Era este prea greu, așa, singură, singură, în tăcere. Am pierdut din rudele mele de aproape. El mi-a spus, m-am rugat luni de zile, ba chiar ani de zile, și știu bine, m-am rugat ceva, care știu absolut sigur că e după caracterul și după voia lui Dumnezeu. Am primit doar tăcere ca răspuns. Ce nu știa el? Era noaptea de joi, de vineri, de sâmbătă a vieții. Era noaptea când Dumnezeu tace. Și el a spus: Nu mai pot aștepta. Am pierdut pe prietenul meu, pe fiul prietenului meu, pe Florin. S-a simțit așa singur într-o noapte când Dumnezeu tace. Și nici eu n-am fost acolo. L-am pierdut în vinerea lui, în noaptea neagră a Sufletului, când vocea lui Dumnezeu nu se mai aude. Când strigătele noastre parcă nu au răspuns. Și atunci, ce așteptăm? Asta e foarte important. Dar mai important e să ne întrebăm ce așteaptă Dumnezeu de la noi în zilele când El ne forțează să așteptăm. Când nu mai vedem, când nu mai auzim, când nu mai simțim nimic. Ce așteaptă Dumnezeu? Bobul de greu a murit. Mielul a fost jerfit. Îngerul morții a venit până în fața ușii mele, și acolo a înghețat, mărmurit la vederea unei cruci făcute din sânge. Fără să-mi dau seama, în cea mai formidabilă tăcere, toate păcatele mele sunt iertate, sunt plătite. Stăpânul de sclav pleacă din fața casei mele fără mine, dar pleacă, e adevărat, cu toată plata în buzunar. Legea care venea să mă ucidă. Pleacă din fața pragului casei mele că ușiorii sunt unși cu sânge. Pleacă fără mine, dar pleacă cu toată plata cuvenită. Și atunci ce mai așteaptă Dumnezeu acum de la mine? A semănat înăuntru meu ceva aproape invizibil. Și acum stă și așteaptă să vadă ce iese la suprafață. Am înăuntru ceva miraculos înăuntru meu acum. Încă nu știu că am. Dar dacă aștept un pic, dacă stau nițel în nopțile astea de așteptare, voi vedea că acolo am ceva uriaș, miraculos. Înăuntru inimii, Dumnezeu a semănat un bob de credință. Acolo este un firișor de nădejde. Am o picătură de iubire. Nu este credința mea. Este credința lui Dumnezeu semănată acolo, doar un bob. Nu este nădejdea mea, este speranța care vine din Dumnezeu, doar un firișor nu este iubirea asta mea firească. Este o picătură din iubirea lui Dumnezeu. Și în nopțile tăcerii lui Dumnezeu, bobul ăsta va crește și se va dezvolta într-un pom uriaș. Firișorul ăsta va crește într-un lan grozav de grâu. Picătura aia va deveni un râu care dă peste maluri, un pahar care dă peste. Asta așteaptă Dumnezeu în zilele alea de tăcere credință, nădejde și iubire. Astea nu se nasc atunci când Dumnezeu ne cântă, când ne hrănește, când face minuni peste minuni cu noi. Astea se nasc când Dumnezeu tace, când dispare, când se abține parcă mușcând buzele să nu spună ceva. Atunci apare credința, nădejdea, dragostea, apar acele comori care vor fi cu mine toată viața de credință apar acele arme care fac dintr-un credincios plăpând unul invincibil. Acele forțe care transformă o victimă într-un războinic feroce. Trei zile de nopți de tăcere și de așteptare. Și taina cea mare, când, deși parcă nu se întâmplă nimic, se întâmplă de fapt cele mai mari schimbări din viața unui iubitor de Dumnezeu. Ce putem face când Dumnezeu pare că nu face nimic? Putem aștepta. Este timpul când se naște în noi singurul fel în care putem trăi cu Dumnezeu. Credința. Fără credință, nu putem să trăim cu Dumnezeu. Am trecut prin pierderi șocante ieri, dezamăgiri peste dezamăgiri, cum a fost la Apostol, în ziua răstignirii. Ce putem face? Putem aștepta este timpul când crește în noi minunea asta numită speranță, nădejdea asta care nu înșală. Nu mai înțelegem nimic din ce face sau din ce nu face Dumnezeu. Și atunci ce mai putem face? Putem aștepta. Este timpul când se naște în noi singura forță care ne va ține legați de Dumnezeu aici sau dincolo în paradis. Singura. Fără ea ne vom lepăda aici ca atâția oameni care s-au lepădat sau ne le vom lepăda de El în Paradis, la fel ca Lucifer. Se naște singurul lucru care ne va ține legat de Dumnezeu, se naște iubire de Dumnezeu. Putem să ne lepădăm. În zilele astea de tăcere, când Dumnezeu nu spune nimic, în zilele grele ale vieții de credință, putem să ne lepădăm. Dar putem să așteptăm. Sunt zile când Domnul ne lasă să decide și parcă ne întreabă, ne provoacă. Voi nu plecați? Și ce să spunem? Nu plecăm. Și parcă te întreabă, dar de ce nu plecați? Și credința, nădejdea și dragostea care se nasc în zilele astea de tăcere îi vor spune: Tu. Tu ești motivul pentru care nu plecăm. Tu ești motivul pentru care așteptăm. Tu ai cuvintele vieții. E posibil să nu înțelegem nimic, dar ești tu și tu ești de ajuns. Așa a fost ziua de Nisan 15-16 pentru Apostol, când, după dezamăgirea și gerfaia înfiorătoare, s-au adunat ei încet, încet împreună, înapoi în camera de sus, acolo unde a găsit ziua învierii. Dar de ce să fie adunat? Duminica Învierii i-a găsit acolo. Pe... Ce așteptau? Ce planuri aveau? Păi nu, ce așteptau? Nici ei nu știu ce așteptau. Nu se gândesc, nu plănuiesc ce planuri să aibă. Nu plănuiesc nimic. Nici nu au curaj să șoptească ce aud din glasul credinței în lădejdii și al iubirii care cresc grozav în ei acum. N-au curaj să spună nimic, dar stau și se uită unul în fața celuilalt fără să spună ceva și tot așteaptă dar așteptarea lor spune absolut tot nu vor altă viață fără Hristos așa că vor aștepta ceva ce este împotrivă la orice nădejde și vor aștepta ceea ce se naște în inima lor în zilele cele mai grele și cele mai formidabile în viața unui om al lui Dumnezeu în zilele când Dumnezeu tace. Așa este istoria Bisericii Universale a Lui Hristos, care de zeci de secole tot așteaptă și așteaptă, pierzând pe mulți, adăugând pe mulți, rugându-se și strigând în fiecare noapte de joi, vineri, sâmbătă acestui veac. Străjerule, străjerule, cât mai este din noapte? străjerule, mai este mult din noapte. Și străjerul răspunde, este scris în Isaia, vine dimineața, dar este încă noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veți veni iarăși. Așa învățăm și noi viața de credință. Ea începe așa frumos în Duminica Florilor, când îl primim pe Hristos la noi, cu bucurie, cu cântec viața de credință, care o învățăm luni, marți și miercuri, când începem să umblăm cu el și auzim cum vorbește, ce răspunde, ce caută, vedem surprizele din el pe care nu le-am bănuit în ziua când l-am primit. Cu vremea vedem că Hristos vrea mai mult binele nostru veșnic decât bunăstarea materială de aici, că vrea schimbare mai mult decât vrea confortul nostru, că vrea partea din lăuntru nostru și pentru asta o va sacrifica pe cea de afară. Învățăm apoi să murim cu el, să fim îngropați cu el, să ne lepădăm de noi înșine. Nici nu ne-a trecut prin cap scenariul ăsta în ziua când am ridicat mâna aia la biserică și când i s-a părut că toate sunt un cântec. Este istoria părintelui Mihail, preort ortodox de la Odessa, care de ani de zile s-a lepădat de Hristos și acum își vinde pe proprii lui oameni din biserică în vremea comunismului. Își face meseria din inerție. Și este Paște acum. Și de Paște este oprit de bețivani ăia de pe sat, de pe acolo, bețivani de ăștia cu rang și funcții. Și bețivii îi spun, popă, până aici ți-a fost. Te lepezi de Dumnezeu sau aici te zdrobim acum. Să mă lepă de Dumnezeu, s-a gândit Mihail. Ce prostie, nu mai cred de mult de mult m-am lepădat în vânt proprii mei în din biserică. Ăștia vor să mă bată, să mă omoare degeaba. De ce mai vor să mă bată? Pentru că m-am lepădat de mult eu. Însă se gândește Dacă el, dacă el nu s-o fi lepădat de mine. Și cu glas tare, spre surprinderea lui, mai mult decât se surprinde oamenilor acelor abețivi, spune, cred în unul Dumnezeu Tatăl la toate țitorul, făcătorul cerului și al pământului, știți cum este crezul ortodox. Și au pus să ia mâna pe el și l-au bătut măr, dar apoi s-au oprit o secundă și i-au mai dat o șansă. I-a zis, popă, de aici nu mai ești viu, te lepezi sau mori. S-a gândit Mihail, de ce am spus asta? De ce am spus ce mi e ieșit pe gură? Știu foarte bine că m-am lepădat de mult și mi-am bătut joc de el și de viață dar se gândește el, dacă cumva el nu s-a lepădat de mine. Și deschide gura și spune, cred în unul Dumnezeu, Tatăl, Țitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului. Și bețivii s-au dat un pas înapoi să lăsăm, mai oamenilor, ăsta este un om sfânt. Și de Paște, între moartea lui Hristos și învierea lui, în zilele acelea, tunecate de așteptare, Dumnezeu s-a întrecut pe el însuși. Nu a găsit o oaie pierdută, a găsit un păstor pierdut. În ziua de 15, de 16 a zilei Nisan, în vinerea, sâmbăta, săptămânii mari, când totul tace, când nu ai răspuns la ce întrebi, când nu vezi, când nu auzi, atunci Dumnezeu te întreabă, tu nu pleci? Și azi poți să-i răspunzi lui Dumnezeu care tace. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot, țitorul făcătorului cerului și al pământului. Și atunci vei ști, Hristos te-a găsit. Și cu El vei merge mână în mână toate zilele de aici și tot ce vine apoi ai găsit credință, ai găsit nădejde și ai găsit dragoste cu morile care se găsesc în ziua când Dumnezeu tace. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.